No concordato com a disposição do artigo 133, alíneas 1, litera A, artigo 134, alíneas 1, litera B, artigo 196, alíneas 1, litera B, și nou OUG numărul 57 pe 2019 din Codul Administrativ, și are dispoziție primarul Comunei Ardeiul, anul 101 din 20.09.2019, a fost invitat cu pașala de recuperare ședinței ordinare de astăzi. Așa, din cei 11 consilieri locali, sunt prezent 10, domnul viceprimar este în proces de ordine. Și așa de ședința ca să se înceapă. Având în vedere prevederea articolului 38 al meatului 15 din Codul Administrativ, vreau să supuneți pe aprobare procesul verbal și chiar la secția anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci procesul verbal a fost adoptat în finalitate. La ce îți face pe domnul de la Exclusiv TV, la Amerika, și pentru domnul Gerasimu cu doamna Jigeu de Amerika, pentru a prezenta la poate de specialitate, dar fie cu poliție nu mai există. Sau că sunt în frigă și nu mai am avut timp. Totul domnul de la Vreme, să trăia la stăție. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că va conduce lucrurile de ședințe în conform cu normele legale și democratice. Se dă ține ordine de zi. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al Comunei Ardeiul, suprafață de 633 metri pătrați teren neproductiv în zona Mazău și Margareta, conform planului de situație executat de existențe copoasistențele de mâine. Inițiatorul primar Victor Deacon, proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referată de aprobarea ordinară. Comisiei care vizează cerului comisiei. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul 3 al anului 2021. Inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referată de aprobarea primară. Comisiei care vizează cerului comisiei. 3. Adresa numărul 973 din 26.08.2021 a școlii gimnaziale numărul 1 Ardeiul, se registra la OAT Ardeiul, cu numărul de 6543 din 31.08.2021. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre de introdus, da. Un proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții și Investiției Angel Salini și agenții general estimativ pentru obiectul de investiții, reabilitare și modernizare pod în Comuna Ardeiul de Tăbacău. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului specialitatea și referată de aprobarea primară. Comisia de vizită a cererii comisiei. 2. Proiect de hotărâre prevenind aprobarea indicatorilor tehnicului economice aferente obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare pod în Comuna Ardeiul de Tăbacău. Proiectul de hotărâre însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referată de aprobarea primară. Comisia paralizează cererile comisiei. Această punctă la aprobare, ordine de zi, formă prezentată de cei ce este pentru. Intrăm în ordine de zi. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al Comunei Ardeiul, suprafață de 633 metri pătrați, teren neproductiv în zona Mazău și Margareta, conform planului de situație executat de secție cu sistem SRL Românești. Aveți domnul Moise Cosmin? Comisia 1 a zis favorabil. Domnul Macadam? Comisia vizează favorabil. Domnul Popan? A zis favorabil. Dau cuvântul doamnei Gerasimescu Luminiță pentru a prezenta raportul de specialitate. Raport de specialitate privind introducerea în domeniul public al Comunei Ardeiul, suprafață de 633 metri pătrați, teren neproductiv, zona Mazău, Margareta, conform planului de situație executat de SC Toposistem, SRL Moinești. Având în vedere că prevederile legii 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și modificările și condiționările ulterioare, legea cadastrului cității mondiale numărul 7 pe 13 martie 1996, republicată cu modificările și completările ulterioare ale articolului 23 litera I, articolul 132 litera 1 aliniat 1, respectiv articolul 135 aliniat 1 litera B și aliniat 3 din regulamentul de avizare, recepție și înscriere evidență de cadastru și carte bulciară, aprobat ordinului numărul 709 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare, propun spre aprobarea Consiliului Local Ardeiul intabularea cu suprafeței de 633 metri pătrați teren zona Mazău, Margareta, conform planului de situație executat de SC Toposistem, SRL Românești. Mulțumim, doamne, de la Sfântul. Dacă doriți, terminați cuvântul. Dacă nu, să punem la vot proiectul de hotărâre, până prezentat de instituțiune și pentru. Împotriți, nu
rectificarea bugetului local de primul 3 ani 2021. Aviz domnul Maestre? Aviz favorabil. Domnul Macadam? Aviz favorabil. Domnul Papaiu? Aviz favorabil. Dau cuvântul doamnei Viglion Narcis, dar sunt la prezentarea proiectului de hotărâre. Da, având în vedere urarea sumei de 250,50 lei de către Ixie Cebacău, prin notă 2782-27-2021, reprezentând plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare, la capitolul 84, drumul și coduri, recuperarea sumei de 1248 de lei la capitolul 51-0103 autorități executive, reprezentând indemnizații acordate necuvenit consilierilor locali și necesitatea reîntregerii creditelor bugetare utilizate pentru plata acestora la același capitol de cheltuială, repartizarea sumei de 79.000 lei conform prevederilor articolului 19 din nou germor 97/2021, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, prin decizia șefului AJFP Bacău numărul 13 din 14/2021, necesitatea constituirii fondului de rezervă bugetară, conform prevederilor articolului 36 aliniat 1 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale și necesitatea suplimentării sumelor prevăzute la timpul 21 și servicii. Prin prezentul raport, propun spre aprobare rectificarea bugetului pentru mesul 3, conformitate cu prevederile articolelor 19, 20 și 49 din legea 273/2006. Astfel, la venituri, intervine influență în valoare totală de 79.000 lei, suma alocată de AJFP Bacău, 57.000 lei aporte defalcate din impozitul venit și 22.000 lei la suma alocată din cotele defalcate din impozitul venit pentru echilibrarea bugetului local. La cheltuieli, intervin următoarele influențe, 79.000 la capitolul 51.0103 autorități executive, din care 1,24 mii lei la indemnizații plătite unor persoane din afara unității, 34 mii lei la bunuri și servicii, 45 mii la constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, și minus 1,24 mii la plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF. De asemenea, intervin influențe la capitolul 84.030.1 drumuri și poduri, 0,15 mii la bunuri și servicii și minus 0,15 mii la plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent secțiunea de dezvoltare. De asemenea, să punem valorii Consiliului Local, rectificarea bugetului local din 16.9.2021, dispusă prin discuția numărul 99, care a constat în virarea de credite bugetare în valoare de 4,16 mii lei în cadrul capitolului 680502 asistență socială în caz de invaliditate, de la titlul 57 asistență socială la titlul 10 cheltuieli de personal, în vederea decontării drepturilor salariale datorate asistențelor personale de factura, precum și a contribuțiilor aferente acestora, în scopul evitării înregistrării de plăți restante între bugetul de stat și bugetul de drepturi și bugetul de asigurări, a căror scadență este 24.9.2021, precum și a celor care sunt salariale. Mulțumim, doamne Ligon Arcita, dacă vreți să ne lasă cuvântul. Vă supunem la vot, proiectul de hotărâre, că am prezentat o discuție pentru. Sunteți la următorul punct al ordinii de zi, 3. Reabilitare și modernizare podului comun al Ioan de Tubacu. Aviz domnul Maestre? Aviz favorabil. Domnul Macadam? Aviz favorabil. Domnul Covadiori? Aviz favorabil. Dau cuvântul doamnei Gerafinetul Maestre pentru prezentarea raportului de specialitate. Raportul de specialitate privind aprobarea cererii de finanțare prin programul național de investiții Angel Salini și a devizul general estimativ de investiții, reabilitare și modernizare pod în comuna Dean, județul Bacău. Având în vedere prevederile articolului 2 și articolul 4 al liniatul 1 litera C din OUG 95/2021 privind aprobarea programului național de investiții Angel Salini, prevederile articolului 4 al liniatul 3 și articolul 6 din anexa 2 la ordinul ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației numărul 1333 de 2021 pentru aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului 95/2021 pentru aprobarea programului național de investiții Angel Salini pentru categoriile de investiții prevăzute la articolul 4 al liniei 1 litera A de din ordonanța de urgență a Guvernului 95/2021. În temeiul articolului 139 liniei 3 litera G și articolul 182 liniei 1 și 4 din OG 57/2019 și din codul administrativ modificările și condițiile de lucrare
Față de cele prezentate mai sus, pe aprobarea Consiliului Local al Comunei Arzăvăr, a cererii de finanțare prin programul de investiții Angel Salumii și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare port în Comuna Arzăvăr, județul Bacău. Astfel, total general, fără TVA, 3.507.031,367 lei. Cu TVA, 4.173.367,32 lei, din care CEPLUSE, adică construcții plus montaj, fără TVA, 3.069.708,49 lei, cu TVA, 3.652.652,578 lei. Buget de stat avem 3.993.931,62 lei. Buget local 179.745,70 lei. Mulțumim, doamne, gratulat cu menita. Dacă doresc, cine ați ai cuvânt? Dacă nu spun la urmă, de hotărâre pentru forma prezentată, cine se întâmplă? Patru proiecte de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, de abilitare și modernizare pod în Comuna Ardeal, de pe Bacău. Aviz, domnul Moise. Aviz favorabil. Domnul Macadam. Aviz favorabil. Domnul Hoc. Aviz favorabil. Îți dau cuvântul doamnei Gerasenescu Luminita pentru a vă prezenta raportul de specialitate. Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, de abilitare și modernizare pod în Comuna Ardeal, de pe Bacău. Având în vedere prevederile articolul 4, linia 3 și articolul 6 din anexa din ordinul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice Administrației, numărul 1333-21-9-2021, pentru aprobarea normelor metodologice pentru punerea aplicarea prevederilor ordonanței de urgență a guvernului numărul 95-2021, în temeiul articolului 139, linia 3, litera G și articolul 122, linia 34, din nou UG 57/2019, privind codul administrativ și cu modificări și completări de ulterioare, față de cele prezentate mai sus, propus spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Ardeal a indicatorilor tehnico-economice aferenți obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare pod în Comuna Ardeal, județul Bacău, astfel. Lungimea totală pod este de 116,75 metri, cu 6 deschideri. Lățimea totală suprastructură 9,5 metri. Lucrări de investiții, consolidare și reabilitare suprastructură. Total general, fără TVA, avem 3.507.031,367 lei, din care cu TVA 4.166.951,637 de lei, din care construcții plus montaj avem fără TVA 3.069.748,49 de lei, cu TVA 3.652.952,578 lei. Nu supun la vot proiect de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, nu se abține. 5. Adresa numărul 973 din 26.08.2021 a școlii gimnaziale numărul 1 Arteoan, înregistrat la OAT Arteoan, cu numărul 6.143 din 31.08.2021. Aici este vorba de un reprezentant. Adresa nu are unui reprezentant în partea Consiliului Local, dar cu parte din Consiliul de Administrație la Școala Generală. Și are experiență, nu? Da. Da. Diverse. Dacă dorești să scrie la urmă. Fiind depuizate toate problemele la ordine de zi, declară închisă lucrurile de ședință.